cu pensiile astea, ce să mai am? Am ajuns ca femeia aia înșelată de bărbat. Adică îmi tot propun să nu mai deschid subiectul. L-am iertat pe imbecil, merge viața înainte. Mă, și mă ia așa deodată din senin, duminica la prânz în timp ce mâncăm o ciorbă. Și așa zi, mă, nenorocitule, a? Când eu spălam și scălcam, tu o călăreai pe putoarea aia, a? Și hop, îmi vine să le pun ciorba în cap. Lucâțul, lui Izoleta, lui Șică, la toți. Vă dau cuvântul meu, oameni buni, voiam să nu mai discutați despre pensii, da? Dar l-am auzit pe Șică și am simțit așa cum mi se umflă venele la gât. Vom crește pensiile, dar vom crește pensiile cu cât este posibil din punct de vedere al realității economice și mai ales vom crește pensiile astfel încât să avem garanția că pot fi plătite pensiile. A, sigur, sigur. Dar cum aveți voi mereu garanția că pensiile speciale pot fi plătite și le-ați mărit până va veni rău? A? Acolo cum ați zis? A, e ok, avem garanția că le putem plăti. A? Cum ați avut voi, Orbane, garanția că plătiți pensiile polițiștilor pensionați la 40 de ani? A? Cum acolo va veni imediat garanția, dar aici, la amărăștenii cu 700 de lei pe lună, bă, a murit garanția, a? Nu mai avem garanție. Cum era înainte de 89 la sticle și borcane, mai știți? Te duceai cu sacoșa plină, iar acolo se uita doamna la gâtul sticlei și zicea: a, nu? Asta e ciobită, nu primești garanția. Așa e și cu pensiile mici. După ce că-s mici, mai sunt și ciobite. Nu mai au garanție. V-am mai spus de 100 de ori. Noi lucrăm pe bază de analize, pe bază de date, pe bază de prognoze serioase, pe bază de studii de impact și așa mai departe. Mamă, haideți, bă, iară, mă. Păi ne-a zis omul de 100 de ori, iar noi nu pricepem. Suntem tâmpiți pe semne. Ei lucrează pe bază de analize, mă, pe bază de date, prognoze serioase. Noi nici nu știm ce sale prognoze. Și că așa zici când nu vrei să faci ceva, mă. Lasă-ne cu prognoze serioase și studii de impact și analize. Fă-ți tu niște analize, da, că ai nevoie. Îți bat plămânii în țeavă, ficatul nu se simte nici el prea bine după mocarina, așa. Cât despre studii, da, da, nu ți-ar strica deloc niște studii serioase ție. Situația care o avem, una din marile probleme care le avem în economie și schemele care le pregătim, pe lângă măsurile active care deja le-am adoptat. L-a părăsit acuzativul, mă. Situația care o avem, schemele care le pregătim. Bine că nu dai capacitatea acu că erai halit, Orbane. Studii și că, da, fă studii, că ești vai de mama ta. În loc să stai picior peste picior, să pufăi și să bagi alcool în tine, pune naiba mâna pe o carte, ia meditații, fă ceva că ești o rușine. Îți punem de 15 ani să înveți să vorbești și te doare la spate. Râdeai de Veorica, of, Doamne, da. Te găsisești tu să râzi de proasta clasei în timp ce puțeai analfabetist de la o poștă. A, ca să nu ne auzim iar vorbe că nu sunt banda, las eu asta aici. Domnul Câțu, domnul Șică, poate vă zgâlție puțin la scoarță, cum ar zice sexologul neamului. Asociația Spirits Romania estimează vânzările de alcool din România la 700 de milioane de euro, din care 75% este reprezentată de piața neagră. Mai mult, cei de la ASR estimează că anual se produc ilegal în România aproximativ 120 de milioane de litri de alcool. Asta zic, nu-s bani, bă, băiatule, deci nu sunt bani deloc. De unde să dăm pensii dacă nu sunt bani? Nu sunt bani, ce vreți? Mai mulți hotelieri și proprietari din pensiuni din toată țara s-au unit și cer ministrului economiei să facă ceva pentru a eradica turismul la negru. Există zone în țară unde acest fenomen este mai răspândit decât cel legal. La fel ca în zona Bran-Moeciu și pe litoral, turismul la negru este în floare. Aproximativ 50% din unitățile de cazare de acolo funcționează fără acte. Deci nu sunt bani, n-auziți că nu sunt bani? Nu sunt, că dacă ar fi bani, ar mări pensii, salarii, dar de unde bani? Ți s-a făcut de bătăie? Am citit un studiu despre criza asta făcut pe 24 de țări din Europa. Frate, ți se rupe sufletul de români. Serios, nația asta trebuie dusă cu totul la psiholog. E nevoie de terapie. Suntem precum câinii ăia abuzați. Ba dăm din coadă, ba o băgăm între picioare și schelălăim, ba belim colții la oricine de nu mai știe nimeni ce să ne facă.
Potrivit unui studiu făcut pe un eșantion de 4800 de consumatori din 24 de țări europene, 67% dintre românii intervievați au declarat că bunăstarea lor financiară e în scădere față de acum 6 luni. Cetățenii români resimt cel mai puternic criza din punct de vedere cât și financiar, la egalitate cu grecii. În același timp însă, aici mi s-a rupt sufletul de noi cât de proști suntem, românii ocupă un loc de frunte în clasamentul celor mai optimiști cetățeni europeni. Ce să mai zici, mă? Suntem afectați, ne-a dat COVID-ul cu cărămida în dinți, bă, dar suntem zâmbitori, chiar și așa, cu botul spart, fără gardul din față, noi suntem optimiști. În momentul de față avem cele mai mari dobânzi din Uniunea Europeană. Facem o comparație cu țările din jur, nu ne comparăm cu alte țări evoluate. De pildă, noi ne împrumutăm cu 4,1%, în timp ce Polonia se împrumută cu 1,3%, Ungaria cu 2% și Bulgaria cu 0,6%. Minți, bă, minciună, PSD-istule, fake news! Dacă îl întreb pe Câțu, ne împrumutăm la dobânzi negative, băi, da, se milogesc băncile de noi să le luăm banii, aruncă după noi cu lingouri, iar noi nici nu le băgăm în seamă. Stabilitatea prețurilor, a cursului de schimb și convergența ratelor dobânzilor pe termen lung sunt criterii de aderare la zona euro pe care România nu le mai îndeplinește acum. Băi, noi trecem la moneda euro prin împrumuturi, băi, ne împrumutăm în euro până luăm toată moneda euro. Cred că se vor sesiza unii la un moment dat. Bă, dar unde-s banii, mă? Unde-s banii? Plătim numai cu cardul prin Italia, prin Franța? Va fi prea târziu. Vom avea toți banii în România, fără dobândă, fără nimic, bineînțeles. Ci că știu băieții aia pe Câțu, i-au zis, ia frate, astea 50 de miliarde. Păi și când vreți să vă dau banii înapoi? Lasă-mă, nu ne trebuie, nu? Când o-i putea tu, mă, peste 50-100 de ani, da? Că nu stăm în banii ăia. Ăsta e românul, e băiatul ăla care cade cu bicicleta în dinți și se ridică vesel. N-am nimic, nu, așa am vrut eu să fac, da, era schemă. Ce-mi se ajută? E greu să urnim societatea asta din loc și pentru că politicienii noștri habar n-au care sunt problemele. Și bineînțeles, neștiind care sunt problemele, nici nu le pot rezolva. Mă uitam cu o infinită tristețe la cazul vloggerului care povestea el cum ar viola cu picioare în gură și cum a făcut sex cu minore și tot așa. Aproape 1 milion de adolescenți se uitau în gura unui ins lipsit de umor, de inteligență, care livra ură, dispreț, violență de mai toate felurile. E, până să trec la politicienii noștri, să vă amintesc de apelurile disperate care se făceau în societate cu câțiva ani în urmă, ca marile firme să nu mai bage publicitate la nu știu ce post TV, pentru că acel post TV e cu PSD și nu e bine. Vă mai amintiți? Toată propaganda aia de dreapta. Ei bine, astăzi pe nimeni nu interesează care sunt aceste mari companii care bagă bani în toți dezaxații de pe internet, care îi distrug la cap pe copii. Ar trebui să ne gândim un pic și la asta. Nu? Nu e interesant, nu? Nu. Dacă nu e cu politică, cu alegeri, cu cașcaval care să vină apoi din punerea rudelor în funcții și din contracte cu statul și parandărături, nu ne interesează, nu? Este de altfel pentru prima dată în România când un vlogger este cercetat și reținut pentru 24 de ore pentru conținutul publicat în mediul online. Poate stabili un precedent și poate dovedi că atunci când îți exprimi niște opinii care sunt ilegale în spațiul public, indiferent că vorbim despre Facebook sau YouTube, poți să fii și ar trebui să fii sancționat. Ei bine, ministrul nostru de interne a tras concluziile acestui caz. A zis așa, citez: doresc să trag un mare semnal de alarmă părinților care nu supraveghează atent activitatea din online a copiilor. Ne confruntăm cu o lume a globalizării din ce în ce mai digitalizată, în care sunt deschise căi nelimitate de acces la informații, dar care, în același timp, are și o latură infracțională extrem de întunecată, pe care copiii încă nu o pot înțelege.
Doamne, aș mai continua, dar sincer, m-a luat amețeala. Cum? Cum să rezolvi ceva când tu nu poți identifica problema? Deci soluția ministrului de interne: părinții mai atenți, da? Să supravegheze mai bine copii. Capai, minte ce-ți mai trebuie? Nenevela, hai, hai cu metre, că nu e. E clar că nu ești echipat pentru a putea purta o discuție pe acest subiect. Deci fii atent, notez, da? Problema cea mare e chiar societatea asta a noastră, în care violența împotriva femeii e la ea acasă. Bă, capiși? Adică exact ce trec cu vederea, ba chiar susțin și încurajează polițiștii peste tot în această țară. Da, da, polițiștii matale de la internele sufletului. Ăia care nu răspund la plângeri, încearcă să le facă pe femei să retragă plângerile și așa mai departe. Sunt zeci, sute de cazuri de acest fel despre care s-a tot scris și în presă. Femei care până la urmă au fost omorâte ori s-au sinucis tocmai pentru că poliția s-a uitat în altă parte și le-a dat de înțeles că sunt pe cont propriu. Uite, comportament de polițist, Neneavela. Declarația scandaloasă îi aparține lui Vasile Oprișan, șeful poliției din Bacău. Invitat într-o emisiune la postul de radio Mesagerul FM, polițistul a spus că femeile care primesc o palmă din partea soților exagerează atunci când sună la 112 și nu ar trebui să-i deranjeze pe polițiști în miez de noapte, deoarece pot aștepta și până dimineața. Adică, domnule ministru, notați în continuare, da? Vreți să faceți ceva? Ce-ar fi să începeți prin a anunța toleranță zero a poliției când vine vorba de violența domestică? Mamă, ce mesaj ar fi ăsta? Cred că jumătate dintre polițiști ar primi a doua zi ordin de restricție în urma reclamațiilor soțiilor. Da, sunt foarte mulți polițiști care își bat nevestele, iar ele n-au curaj să reclame. Sunt probleme știute în sistem, dar nimeni nu face nimic. Păi cum să le reclame pe animal la colegii lui, nu? Deci, Neneavela, poate că acest imbecil de vlogger a învățat ce a zis tocmai de la cineva din familie, nu? Trăim într-o țară în care, bă, dacă fata umblă cu fusta scurtă, haide că își cam caută violul. Asta e problema. Conștientizarea acestor probleme și educația în școală, asta trebuie să facem. Așa se scapă de o problemă. Însă la voi, lasă-mă că a fost de vină Gigel. De ce să cauți mai profund și să vezi că Gigel e produsul unei societăți complet greșite? Ori dacă nu umblăm la societate, ea va continua să producă astfel de Gigei. Anchetă și la Tulcea, acolo unde o femeie în vârstă de 30 de ani a decedat chiar în ambulanța navală care o transporta spre spital. Femeia era însărcinată în 7 luni. Familia victimei este revoltată și acuză medicii că nu au trimis un elicopter spre localitatea izolată, ci o embarcațiune care făcea aproape 2 ore până la destinație. E, uitați aici problemă, domn ministru. La Sulina nu există medic de urgență. Femeia asta a fost văzută de un cadru medical care se afla în concediu și care locuiește în zonă. Am dat în toate aceste zile mărturii ale medicilor. Toți spun același lucru: nu sunt cadre medicale de niciun fel. E mare lipsă, e jale. Ați auzit vreun om politic discutând despre asta? Ați auzit să se facă angajări? Nu! Ați auzit planuri din gura ministrului sau a premierului cu asta? Nu! Suntem ca maneliștii. Să vină miliardele de la UE, să ne facem autostradă, să moară bulgarii de ciudă. Nu o să facem nimic, nu o să luăm nimic. E doar un delir ce se întâmplă. Nimeni nu identifică problemele reale pe care le avem noi și acolo să se facă investiții, să se rezolve. Deci întreb din nou: cum să rezolvi ceva dacă tu habar n-ai ce e de rezolvat? Niște proști, niște idioți. Nea Marcele, Ciolanule, ăsta, Ciolacule, Orbane, băi, Ludovic, alo, și că vorbiți voi între voi și zic să vă faceți un program, mă, împreună. Adică să apară unul într-o zi, altul într-o zi. Nu amândoi în aceeași zi, că vă spun, e prea mult pentru noi. Să aveți un orar așa, ca la școală. Avem o discuție și cu juriștii noștri din interiorul partidului, stafurile juridice ale noastre,
și sunt ferm convins că vom găsi cea mai bună formulă, astfel încât toată lumea să fie protejată, dar fără a mai exista abuze. Abuze rece o să-ți rămână porecla, Marcele. Știi că e vorba aia, cine se scuze, se abuze. Dumnezeule, ce greu e cu ăștia. Au experți, constituționaliști, stafuri de specialiști, dar ei abia vorbesc, abia își târâie trei cuvinte. Nici n-aveți mâncava-și gura vreun vocabular de-ăsta să cădem pe spate. Nu, nenică, patru cuvinte, dintre care pe trei le folosiți prost. Sunt deschis, sunt un om deschis de felul meu, sunt deschis la orice fel de alianță benefică românilor. Ești deschis, am înțeles. Vezi că ăla care a fost înaintea ta e închis. Greu cu ăștia doi, mă, cu Ciolacu și cu Orban. Mare mirare că nu sunt în același partid. Că dincolo de barba aia lui Ciolacu și de zâmbetul ăla al lui Orban dezdă fiori pe șira spinării, nu sunt mari diferențe între ei. Băieți, poate că a venit vremea să fuzionați. Da, PNL cu PSD, zic. S-ar închide o buclă temporală în care ne tot țineți captivi. Nu vă ascund că obiectivul meu e ca în maxim 5 ani România să depășească produsul intern brut pe cap de locuitor mediu la nivel european și evident venitul mediu pe care îl înregistrează cetățenii la nivel european. Bă, nu știu, eu cred că în țări civilizate pentru astfel de declarații te internează pe loc, pe loc. Venitul mediu al românilor să ajungă în 5 ani la nivelul mediu al europenilor. Ăsta e obiectivul lui Orban. Mai realist decât asta ar fi dacă ar spune că visează ca în 2 săptămâni să joace la Barcelona în locul lui Messi. Ar avea mai multe șanse, da. Deloc, zero șanse, vă dați seama, da? Infinit mai multe decât aia cu România, care în 5 ani de zile ajunge media europeană la venituri pe cap de locuitor. Asta în 5 ani, atenție, iar în 10 ani, cu și că premier, desigur, obiectivul e să avem o țară atât de puternică încât Angela Merkel să vină să se angajeze liftieră la izoleta la minister. Hai bă, că ne-a prins pandemia asta...